Data trecută am vorbit despre o modalitate de a rezolva problemele respiratorii printr-un post de câteva zile și am spus că există două categorii de persoane care reacționează diferit la acest post. Prima, în care îl percepe destul de ușor și cu mici inconveniente trece peste el și poate să se bucure de rezultatele acestei abordări, iar o altă categorie printre care mă număr și eu se lovesc de un zid destul de dur, cam după 36 de ore de post, aproximativ, în care stările de rău se accentuează foarte mult, apare slăbiciune, durere de cap, stare de vomă, furnicături, dureri abdominale, foarte, foarte multe stări neplăcute care se pot accentua extrem de puternic până la limita, cel puțin așa percepută de noi, limita organismului de a mai suporta. Și atunci nu se mai poate trece de acest prag. Și totuși, acest prag se poate depăși și pentru astfel de persoane, așa cum am depășit și eu după multe încercări. L-am depășit și vă voi da câteva din secretele prin care puteți și voi depăși acest prag. Primul lucru extrem de important este motivația. Dacă nu sunteți suficient de motivat în legătură cu scopul acestui post, atunci nici nu are rost să vă apucați, adică pot fi mai multe motivații. Poate fi o motivație legată de sănătate pentru cei mai mulți, poate fi și alte, pot fi și alte motivații spirituale pentru unele persoane, pot fi și împreună aceste motivații, pot fi multe, dar e important să ne clarificăm mai întâi de ce dorim să facem acest lucru. Și motivația este baza, fiindcă dacă nu suntem suficient de motivați, în momentul în care apar niște obstacole, niște stări de rău sau stări de slăbiciune, vom ceda destul de repede. Uneori mă gândesc la persoane care acceptă niște tratamente medicale absurde din punctul meu de vedere și a multora, și absurde ca și mod de abordare a problemei de sănătate, dar și ca efecte secundare. Unele din aceste abordări sunt chimioterapia, radioterapia, care efectiv distrug organismul în părțile lui de bază, fără a atinge, fără a se adresa cauzei bolii, fiindcă cauza bolii în aceste situații este alta decât cea care se aplică. Și totuși oamenii merg la astfel de tratamente și își asumă aceste efecte adverse sau efecte efectiv directe ale acestor tratamente dure și cu speranța că se vor face bine. Și comparativ cu astfel de abordare care mi se pare fără logică, aș lua totuși exemplul acesta de a înfrunta niște obstacole, niște stări de rău, niște consecințe. La post este ceva asemănător în sensul că atunci când suntem foarte motivați legat de ce vrem să atingem, trebuie să ne asumăm și niște stări de rău. Mai ales că aceste stări de rău sunt nu sunt dăunătoare organismului, sunt pur și simplu niște stări prin care organismul trece în procesul lui de vindecare, de curățare. Deci, practic, sunt niște stări pozitive, dar neplăcute prin ce trecem. Deci, asta este important să ne asumăm partea asta odată. Doi. Un secret important este etapizarea. Sunt situații când etapizarea nu se mai poate face, situații critice sau
situații în care sunteți sub supraveghere medicală continuă și atunci nu se mai pune problema, vi se monitorizează funcțiile vitale, procentul de, eu știu, de vitamine, săruri, glicemia și atunci, indiferent prin ce stări treceți, odată ce analizele spun că sunteți în limite acceptabile, puteți merge înainte. Dar de cele mai multe ori, în condiții casnice sau în mod individual, când facem un astfel de post, cel mai recomandat ar fi etapizarea. Adică obișnuim organismul încetul cu încetul cu postul. Asta înseamnă că putem să ținem, dacă n-am ținut niciodată, ținem mai întâi o jumătate de zi, 12 ore nu mâncăm nimic, da? De dimineață până seară, deci am mâncat. Practic am sărit peste o masă, am mâncat dimineața și mai mâncăm seara. Apoi sărim peste două mese sau cum se mai spune acest post intermitent, da? Mâncăm o singură masă pe zi și următoarea masă abia peste 24 de ore. Asta ar fi o perioadă de 24 de ore în care n-am mâncat. Apoi trecem la 36 de ore în care, să zicem, a fost ultima masă ieri seara. Azi nu mâncăm nimic și mâncăm abia mâine dimineața. Da? Sunt 36 de ore, interval de 36 de ore în care n-am mâncat nimic. După ce am ajuns la 36 de ore, până la 36 încă este ok de ajuns. Adică cam toată lumea o să poată să ajungă fără mari probleme până la 36 de ore. De la 36 de ore deja se accentuează niște stări de rău. Și eu aș zice că de la 36 în sus adăugăm destul de atent numărul de ore, ca să nu avem complicații prea mari. Aș recomanda să adăugăm câte 2 ore până la 4 ore maxim, de la săptămână la săptămână. Să zicem că săptămâna aceasta am ținut 36 de ore. Sau depinde, dacă vi se face destul de rău la 30, 28, 30 de ore, deja vi se face rău, mergeți pe varianta de 2 ore adăugare chiar din acel moment, da? Să zicem, ați ținut 24, 28 de ore, 30 și simțiți o stare puternică de rău, vă opriți, săptămâna viitoare adăugați încă 2 ore și tot așa. Deci, odată este numărul de ore. Un al doilea aspect important este această stare de slăbiciune care se simte de obicei în perioada postului. Și tendința organismului, tendința oricărei persoane când simte aceste stări este să se relaxeze, să se pună în pat, să se culce, să se odihnească, să stea cumva nemișcat. Asta este o capcană. Aș asemăna-o cu această stare de somnolență care apare la persoanele înzăpezite când este foarte frig și tendința este să te culci și să dormi și asta este echivalent cu moartea. Ceva asemănător este și în cazul postului. Stările acestea de slăbiciune, de slăbiciune fizică și durere și așa, dacă vă împingă într-o stare de inactivitate, de odihnă, este o capcană. Trebuie să faceți exact invers. Trebuie să vă mișcați, dar nu exagerat. Adică este nevoie de o mișcare care să pună tot corpul și sângele și în mod special limfa să le pună în mișcare, fiindcă noi avem un sistem de detoxifiere și dacă el nu se pune în mișcare, cum ar fi limfa, limfa nu are o inimă. Dacă ea nu se mișcă prin exercițiul fizic pe care îl facem noi, sau masaj, sau orice formă de a mișca sistemul limfatic, atunci ea stagnează și nu ies toxinele și starea de rău se accentuează. Deci, e important să faceți exerciții de câteva ori pe zi, de chiar de 2, 3 până la 4 ori pe zi, să faceți un set de exerciții de 10 minute, măcar 15 minute, care să vă ridice pulsul un pic, să vă accelereze bătăile inimii și starea în general a organismului de revigorare.
Ok, asta este un punct foarte important și trebuie să-l rețineți. Un alt punct important este cantitatea de apă. Trebuie să bem apă, după cum am mai spus, cam la 30-40 de minute, poate și la interval de oră, să beți câte un pahar de apă. Și apa vă ajută la fel pentru detoxifiere. Nu cumva să uitați acest aspect. Pot fi și dureri de stomac sau senzația că vă roade stomacul. La fel trebuie să beți un pic de apă caldă să nu roade în gol până se liniștește. Până la urmă toate aceste lucruri se liniștesc, dar trebuie să tamponăm cu apa aceste stări ale organismului. Mai este un aspect la fel de important legat de starea de vomă. Starea de vomă este dată în mod special de toxinele care sunt eliminate din ficat și o parte din ele ajung în stomac. Este cea mai scurtă cale de a elimina toxinele din organism. Adică tot ce iese din ficat se poate duce, adică ajunge la o intersecție și poate să meargă spre tubul digestiv, da? Spre intestinul subțire și apoi cel gros, sau poate să ia spre stomac. Deci o parte din toxine se duc pe tubul digestiv, o parte ajung în stomac și cele care ajung în stomac, organismul știe lucrul acesta, fiindcă au cea mai rapidă șansă să fie eliminate. Cum? Prin acest act al vomitării. Un act neplăcut, nimănui nu place să vomite, în schimb, el este cea mai eficientă și rapidă metodă de ușurare a organismului de această povară a toxinelor. În momentul în care stomacul se încarcă cu aceste toxine, starea de rău este maximă. Adică vă vine starea de vomă, de slăbiciune, de durere, de amețeală, de orice. Ce e important să știți în aceste momente că este o accentuare a stării de rău până la un punct maxim, după care aceste stări de rău vor scădea. Cum să putem schimba direcția curbei ca starea de rău să scadă în jos? Aceasta se poate prin două variante. Prima variantă este să ajungeți să vomitați în mod natural. De multe ori acest lucru se întâmplă și suntem la câteva minute după ce ați vomitat, organismul deja se simte mult mai bine, se simte această ușurare că ne-am eliberat și starea generală a organismului se îmbunătățește extrem de mult. Adică e o diferență de neimaginat de cum v-ați simțit înainte și cum vă simțiți după. Aceasta este o dovadă în plus că starea de rău era dată de acele toxine care au ajuns în stomac. Dacă totuși nu vomitați, ce se întâmplă? Este vreo altă soluție? Dacă nu, starea de rău este accentuată, este puternică și totuși nu vomitați. Atunci puteți să ajutați organismul cumva, să-l stimulați, să facă acest exercițiu, acest proces mai repede. Și aici sunt iarăși mai multe variante. Cea mai simplă ar fi să beți 2-3 pahare de apă călduță și să mai așteptați un pic. S-ar putea după 2-3 pahare organismul să aibă suficientă, fiindcă unul din motivele pentru care el nu vomite este că acea cantitate din stomac este prea mică. Deci stomacul, ca să poată vomita, are nevoie de o cantitate suficientă de lichid în el, în care sunt dizolvate aceste toxine, care să poată fi propulsate în sus. Dacă este prea mică cantitatea, el pur și simplu nu are ce să trimite și rămâne senzația de rău, rămâne senzația de vomă, dar nu putem face nimic. De aceea s-ar putea ca 2-3 pahare de apă să dea tocmai, să rezolve tocmai această problemă a cantității.
Deci după ce bem 2-3 pahare, așteptăm, să zicem, câteva minute. S-ar putea pe parcurs de 5-10 minute deja să vină, 10, poate 15 minute deja să vină senzația naturală de a vomita și să dăm afară toate aceste toxine. Dacă totuși nici după această încercare nu reușim să vomităm, ultima variantă este cea de stimulare efectivă a vomitării. Aceasta înseamnă să mai bem, să zicem, încă două pahare de apă, în afară de cele două, trei pe care le-am băut, tot de apă călduță. Ne aplecăm deasupra unui lighean unde vom vărsa toate aceste resturi și putem să ne stimulăm și cu o coadă de la o periuță de dinți sau de la vârful unei cozi de la o lingură să ne jenăm exact în zona aceasta gâtului pe interior, care amplifică starea de vomă și în astfel de situații aproape sigur că veți vomita, fiindcă aveți toate condițiile, aveți suficient lichid în stomac, deja aveți starea de vomă și de rău și vă mai stimulați și fizic și prin poziția aceasta în care ajută și gravitația, da? Când vă aplecați în jos, deja ajută și gravitația care trage lichidul în jos. Deci, în astfel de situații, când vomitați, după ce vomitați, bineînțeles, vă veți simți mult mai bine. Și acest lucru va ușura organismul de această povară și veți putea continua cu postul mai departe. Acestea ar fi elementele principale. Mai este un aspect recomandat uneori pentru a preveni aceste efecte ale hipoglicemiei. Și anume când starea de rău este dată de hipoglicemie și nu numai de toxine și este foarte accentuată, putem veni cu un aport mic de ceva dulce. Da? Să zicem un sfert de linguriță de miere amestecată într-un pahar de apă și bem acea apă ușor dulceagă. Și atunci organismul își primește porția de glucide ca o mână de ajutor să treacă peste acest prag în adaptarea ficatului pentru metabolismul acesta pe grăsimi, pe ketogeneză. Ok, deci astea ar fi pașii principali. Dacă aplicați toate aceste secrete, să zicem, atunci șansele sunt destul de mari ca să depășiți pragul acesta încetul cu încetul, dar etapizat. Vedeți, cum v-am spus, mergeți pe plus 2 ore la fiecare săptămână. Și să ajungeți la acea linie de stare destul de ok în perioada postului, care puteți să o atingeți cam după 2 zile jumate, 3 zile de post, deja se stabilizează organismul și mai departe nu mai apar stări atât de accentuate de rău. Și vă simțiți mult mai bine și puteți să mergeți în continuare până la finalizarea postului, depinde câte zile vreți să țineți. Pentru un post din acesta de scurtă durată, de a rezolva o problemă respiratorie, nu este nevoie de clisme, deoarece organismul intră și iese ușor din acest post, nu creează stări prea complicate. Clismele ar putea fi recomandate pentru perioade mai lungi de post. De la caz la caz, uneori se poate face postul complet fără clismă, dar asta vom discuta în altă ocazie. Cred că am oferit suficiente informații pentru persoanele
din această două categorie care se confruntă cu această barieră de aparent de nepășit, de nedepășit la 36 de ore de post. Ar mai fi multe de discutat aici. Sunt anumite cazuri speciale cu persoane care iau medicamente, persoane care suferă de diabet sau anumite boli care necesită o abordare specială și pentru astfel de persoane ar trebui să se adreseze medicului și în consultare cu medicul să stabilească cum să poată aplica acest tratament terapeutic eficient, foarte eficient, dar în același timp să nu-și asume niște riscuri, fiindcă în perioada postului nu poți să iei niciun medicament, deci trebuie să consumi doar apă și întreruperea unui tratament trebuie făcută cumva cu înțelepciune și de cele mai multe ori cu consultarea unui specialist în domeniu. Cam atât pentru această ocazie. Sper să vă ajute să puteți depăși această barieră pentru cei care se confruntă cu ea și să obțineți aceste beneficii de neimaginat, care nu pot fi comparate cu niciun alt tratament, la oricare tratament v-ați gândi, chiar și naturist, adică din toate tratamentele naturiste, acest tratament al postului, a detoxifierii prin post și resetării organismului, acesta este cel mai bun din tot ce poate exista în domeniul tratamentelor naturiste. Până data viitoare, vă doresc sănătate și rezultate extraordinare pe planul sănătății fizice, emoționale și spirituale. Numai bine!